plăcea deloc vin. Și bunicul meu mă forța să beau vin roșu, că mentalitatea bătrânii era ceva bun pentru sănătatea. Am început primul pahar de vin, probabil că n-aveam 24 de ani. Îmi place foarte mult Bouilly, Saumur Champigny, vin roșu din zona Loire. I want to thank you very much for the interest you're showing for my country. Maybe for people to understand me better, maybe we can turn into the Romanian language. Să vorbim în limba română. Pe care o stăpâniți foarte bine. Vă mulțumesc. Și vom afla în acest interviu și o scurtă poveste personală despre dumneavoastră și legătura cu România. Dar să începem cu Madagascar. Lumea e uimită, lumea crede că este o insulă mică, mai romantică, dar e o țară adevărată. 24 milioane de locuitori care sunt împărțiți în două etnie, o etnie de origine asiatică și o etnie de origine bantu africană. A fost o colonie franceză până în 1960, când a căpătat independența. Agricultura principală este orezul. Cu malgaști trebuie să mănânce orez dimineață, la prânz și seară. Dar de un an de zile se mai mănâncă și mazăre. Sunt mai mulți oameni care vorbesc românește la Madagascar decât engleză. De ce? Când România era, facea parte din bloc comunist, Madagascar avea o simpatie cu țările comuniști și atunci foarte, foarte mulți studenți au fost trimis în România ca să studieze medicină, școala militară, inginerie. Au o părere și o amintire despre România deosebită. A avut o viață foarte frumoasă ca studenți aici și mai vorbesc românește. Cum ați descoperit dumneavoastră Madagascar? Eu mă trag de o familie din România. Părinții erau industriași. Avea o mare industrie textilă înainte de război și eu m-am născut în 46 și în 47 regele Mihai a trebuit să plece din țară. Politica a devenit extrem de dur și părinții știau că o să fie arestat ca criminal social, că aveau mii de angajați și au vrut să mă salveze, să salveze copiii lor. Și au găsit o stewardess care a acceptat să mă ascundă sub paltonul. Aveam 9 luni de zile și sub paltonul se trece vama și am ajuns cu ea în Italia. În Italia nimeni n-a vrut de mine. M-au pus într-un alt avion și am ajuns în Franța. Franța m-a luat în primire, fără să știi, ca un orfan. N-aveam nicio hârtie de identitate. Părinții pe jos au făcut drumul din România până în Occident. Le-a trebuit 3 ani ca să treacă toate granițele la Viena și mai departe. Și după 3 ani au sosit în Franța, m-au regăsit. Am fost crescut de o franțuzoaică. Pentru mine era mama mea. Și când părinții mei au venit la Paris, au reușit să mă găsească. Și când aveam vreo 10 ani, o bunică a venit, familia a reușit să o ia din România și a venit să trăiască cu noi. Și cu ea nu vorbea un cuvânt de limba franceză. Și cu ea în bucătărie am început să citesc cartea de bucătărie Santa Marina și o mai am, ediția originală. Eu sunt pasionat de România. Am cunoscut România prin cărțile lui Panaiti Srati și după Revoluție am putut să viu. Am venit la Madagascar în anele 90 ca reprezentant al UNESCO. La un moment dat, președintele Madagascar, Didier Ratsirac, mi-a cerut să deschid o mină de pietre prețioase, de rubii. Rubii sunt 4 pietre prețioase. Este diamant, emerald, safir și rubii care e roșu. Istoricul vinului, istoricul local,
al Madagascarului. În partea est sunt ploi foarte intense și aveți o zonă tropicală aici. În mijlocul Madagascarului este un munț și capitala este la mijloc, la 1400 de metri de înălțime. Și pe partea west, atunci, este o zonă cum ar fi Mexico, cu cactus. Aici, Fianarantsoa, este o regiune unde avem 1000 de metri de altitudine, care este asemănător cu Jura, cu Bourgogne. 1000 de metri este ideal pentru vin. Și acolo francezii au început să planteze vie. Producția nu e destul de mare ca să facem export, adică este pentru un consum local. La Madagascar se face import de vinuri din Chile, din Franța și din Africa de Sud, care e foarte aproape. Dar eu aș fi vrut să promovez vinuri din România, care nu sunt cunoscute deloc. Câteva din tipurile de vin caracteristice Madagascar. Sunt aproximativ 10 producători de vinuri. Sunt vinuri care se cheamă vin blanc, vin gris, vin jaune, vin rouge, vin rosé. Vin gris, cred că e specific al Madagascarului. E un fel de alb, dar mai închis. Eu am adus de la Madagascar două sticle mai bune. Unul care e făcut cu un soi care îl chemăm Alicante, care vine din Spania, și ăsta este un cepaj care se cheamă cepaj Cuder, care este foarte necunoscut, dar care e foarte potrivit cu clima al Madagascarului. Numele foarte cunoscute la Madagascar este Clos Malaza, Lazain Bețileu. Bețileu este trib care locuiesc în zona asta, care sunt între Mern, care sunt de origine asiatice la capitală, în nordul, și Cotieri, care sunt de origine bantu, africană, pe coastă în sud. Când ați băut primul pahar de vin? Nu-mi plăcea deloc vin. Și bunicul meu mă forța să beau vin roșu, că mentalitatea bătrânii era ceva bun pentru sănătatea. Am început primul pahar de vin, probabil că n-aveam 24 de ani. Personal, m-am obișnuit cu vinul francez, îmi place și vinul din alte părți, apreciez destul de mult vinul românesc, vinul din America de Sud, din Chile, din California. Alb, roze sau roșu? Și cu ce combinați acest vin? Ca toți francezii, îmi place vinul alb cu pește și vinul roșu cu carne. Îmi place foarte mult Brouilly, Saumur Champigny, vin roșu din zona Loire. Și îmi plac foarte mult Riesling din Alsace, Gewürztraminer din Alsace și Saumur din zona Loire. Vorbim de vin alb. Care este vinul românesc preferat? Prinz Matei. Îmi place foarte mult. Dar îmi place foarte mult să nu fie prea cald. Să fie așa, la 17 grade. Este mai ușor să faci business sau un pahar cu vin? Bineînțeles că e mai ușor să fie o relație mai prietenească. Ajută la convorbirele, dar trebuie să fii foarte prudent. Dacă bei prea mult, te arunci la niște propunere care poate nu poți să le, să le aplici. Ce părere aveți despre piața de vin din România? Ați vizitat vreo podgorie? Am vizitat o podgorie în zona Buzău, făcut de un francez. A investit foarte mult, a făcut un lucru foarte frumos acolo. Ce-și urează malgașii atunci când ciocnesc un pahar de vin? Salam Matupko, care înseamnă vă salut pe toți!